Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Xprim TV. Săptămâna viitoare se desfășoară cea de-a 16-a ediție a Forumului Internațional Asigurări-Reasigurări. Prima conferință din cadrul forumului este Ziua Brokerilor de Asigurare. Colegul meu, Alex Roșca, vine în câteva momente cu detalii despre ediția din acest an a evenimentului. Să vedem acum și principalele titluri de pe unuasig.ro. Doctorul Gunther Gehr va fi decorat astăzi la Ambasada României la Viena. Bătrânețe fără bătrânețe, asigurarea de viață lungă oferită de Grave Asigurări. 4 motive pentru care reasigurătorii importanți se retrag din România. GLT Re, Swiss Re și Willis Re analizează problema la workshopul de reasigurări din cadrul FIAR 2013. Și puteți testa noile modele de la Dacia dacă veniți la Sinaia săptămâna viitoare. Să vedem acum și știrile pe larg. Statul român îl decorează astăzi la Viena, în cadru festiv, pe dr. Gunther Gehr, președintele Consiliului Director al Wiener Städische, cel care a condus timp de 11 ani dezvoltarea și expansiunea concernului austriac VIG în regiunea Europei Centrale și de Est în calitate de director general și președinte al Consiliului de Administrație. Săptămâna viitoare se desfășoară cea de-a 16-a ediție a Forumului Internațional Asigurări-Reasigurări. Prima conferință din cadrul forumului este Ziua Brokerilor de Asigurare. Alături de mine este colegul meu, Alex Roșca. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit, Oana! Alex, te ocupi de coordonarea acestei conferințe. Ce ne poți spune despre tematica abordată în acest an? Sigur că da, putem vorbi de Ziua Brokerilor de Asigurare, care înseamnă mai mult decât o conferință și, glumind, am putea spune mai mult decât o zi. Ziua Brokerilor la FIAR începe anul acesta luni, 20 mai, cu conferința dedicată domeniului de intermediere în asigurări. Este o conferință structurată în două părți. Vom aborda subiecte calde și importante totodată pentru domeniul de intermediere în asigurări. Vom porni de la analiza rezultatelor atât din anul 2012, cât și rezultate calde din Insurance Profile privind primul trimestru al anului. Vom discuta despre etică în asigurări, despre competiție sau concurență neloială. Mai mult decât atât, avem un capitol aparte dedicat implicării brokerilor de asigurare în instrumentarea daunelor. Ce soluții există? Cum se pot ei implica? Un capitol este dedicat inclusiv vânzării în asigurări. Vorbim despre broker, consultant sau doar distribuitor. Și un subiect foarte, foarte important apropo de triunghiul client-asigurător-broker, și vom discuta aici despre relația directă dintre omul care se află în fața clientului și ceea ce putem numi sindromul Stockholm, atașamentul pe care un broker, un angajat al unui broker de asigurare, îl capătă față de clientul său și care îl determină să fie deosebit de concesiv în oferirea de discounturi, reduceri și așa mai departe. În plus, ca o noutate față de Ziua Brokerilor de la FIAR 2012, în 2013 avem și un workshop dedicat unui subiect foarte important, anume risk managementului. Am gândit acest eveniment și ne bucură că înscrierile pentru workshop sunt aproape 80 de participanți înscriși la un eveniment de 2 ore, pe care îl gândim ca un schimb de experiență între broker pe segmentul risk managementului. Cam acestea sunt coordonatele zilei. Alex, putem să oferim și câteva nume ale vorbitorilor din cadrul acestei conferințe? Te referi la workshop sau la Ziua Broker? Dacă vorbim în general de Ziua Brokerilor, ca vorbitori îi vom avea alături de noi pe Mihai Tecău, președinte directorat Omniasig Vig, pe Bogdan Andriescu, președintele Unsicar, pe Cristian Fugaciu, general manager Marș România, Viorel Vasile, safety broker, Cristian Bălănică, Pireus Insurance broker, Radu Manoliu și Ciprian Grigorescu de la Credit Europe Asigurări, Ștefan Prigoreanu, Millennium Insurance, Maria Boghean, director de dezvoltare a Sisoft. Vor fi alături de noi și partenerii noștri de la PayU România, cei care vor prezenta cele mai recente informații cu privire la modalități de plată online. Alexandru Apostol, Maxigo Broker, Octavian Tatomirescu, Campion Broker și Romeo Boconescu, Destine Broker. Lista este deschisă. Invit pe cei interesați să consulte secțiunea de participanți de pe site-ul evenimentului, de pe fiar.ro. Acolo vom updata inclusiv participanții în timp real, dar și
ușoare ajustări ale tematicii și ale subiectelor abordate pe măsură ce le vom îmbunătăți. Cam acestea sunt coordonatele zilei de luni. Mulțumim foarte mult, Alex. Și eu vă mulțumesc. La începutul acestei săptămâni, Grave Asigurări a lansat Bătrânețe fără bătrânețe, o asigurare de supraviețuire gândită ca răspuns la nevoia de protecție într-o viață lungă, având în vedere procesul de îmbătrânire a populației și destabilizarea raportului dintre pensionari și oameni activi. Conform statisticilor, în anul 2050, peste 50% din populație va avea mai mult de 65 de ani și în acest fel un adult care lucrează va susține 9 pensionari. Programele de protecție împotriva riscurilor catastrofale din România nu sunt considerate la fel de bine cotate ca alte programe catastrofale disponibile pe piețele internaționale. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care reasigurători importanți se retrag din piața națională, afirmă Guy Hudson, partener GLT Re. Situația reasigurărilor din Europa Centrală și de Est va fi analizată în cadrul workshopului interactiv Reasigurări în Europa Centrală și de Est, o soluție pentru însănătoșirea piețelor, organizat în cadrul FIAR 2013. Dacia este cel mai nou nume care se adaugă în lista partenerilor FIAR. Între 19 și 23 mai, toți cei care participă la cea de-a 16-a ediție a Forumului Internațional Asigurări-Reasigurări de la Sinaia pot testa cele mai noi modele de la Dacia, pentru că Dacia este mașina oficială a FIAR. Acestea au fost știrile zilei la Xprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mâine vă așteaptă colega mea, Camelia.